Salutare, se vede, se aude. Doi zece. E ok. Cam târziu am intrat azi, sper să mai intre lume. Bam, 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 bam. Hai să vedem. Hai la Tony. San Andreas nu cred că mai fac. Le-am făcut pe toate GTA-urile, mai puțin San Andreas. Până hați. Tap, 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 tap. Mă joc pe laptop. Helicopter. Salut, Grigore. Laptopul e Lenovo Legion, dar FPS-uri 30. Nu știu de ce așa a pus TikTok-ul automat. Eu cred că... Da, 30. La un moment dat am pus și 60, dar nu știu, a zis TikTok-ul că nu-i conexiunea bună și mi-a scăzut din calitate sau ceva de gen. Că sunt pe laptop și pe wireless, nu pe cablu și probabil de asta. Da, merge bine și e pus și totul la maxim, la detalii. Uite, mi-amintesc de locul ăsta, era o misiune aici. Ups. L-a făcut de aur elicopterul. Bun. Deci până acum am făcut GTA 5, GTA 4 cu Nico și extensiile de la GTA 4. Mai făcut LA Noir. Ce am mai făcut? Watch Dogs Legion. Toate astea le-am pus și pe YouTube, live-urile cu toate jocurile astea. Dacă vreți să revedeți ceva din urmă. Și pe viitor o să mai urmeze din seria Mafia unul sau două jocuri. Mersi de follow. Te-ai abonat și pe YouTube, mersi. Ce mai? Red Dead Redemption la un moment dat.
Mersi, Edi, de cadou. Pe acoperiș trebuie să atingi sau... sau unde? Salut, salut, bine ați venit. Nu-mi dau seama dacă pe acoperiș sau mai jos. A, uite acolo, gata, am văzut punctulețul. Salut, Teddy. Climb down the scaffolding to the window looking at the... Păi eu credeam că din elicopter îmi puș pe ea. Da, bă, că nu. Pe aici trebuie să... Nu pe aici. A, pe aici. Pe aici, bun. Să sta, cum te cheamă, că tot uiți, sprint. La și 45. Amintește-mi, te rog, că trebuie să iau ceva de pe foc. Am pus niște pui la fiert, să nu uit de el. Uite-l pe Nico. Hehe, Nico. Mi-amintesc misiunea asta. Dar de ce se aude încet? La voi se aude bine? Se aude cam încet la mine. Da, și acum vine asta și fură, mi-amintesc și... Din misiunea cu Nico i-a arătat fața lui ăsta, cum e el ascuns acolo. Misiunea din muzeu, ce tare. Deci o, misiunea asta o faci odată cu Nico, din perspectiva lui Nico, după aceea faci din perspectiva lui Johnny, sau Johnny parcă îl cheamă, nu? Și acum și din perspectiva lui Luis, deci ce tare. Că faci aceeași misiune din trei perspective diferite. Foarte mișto. Nota 10 la GTA, clar, e cel mai tare joc, după părerea mea. 4 și 5 mi-au plăcut cel mai mult. Și de la 4, inclusiv ăsta cu Luis, e foarte mișto. Vezi că urât se scrie cu Udina, mai mergi pe la școală un pic. Că ai nevoie. Hai, ce pista, mă. Cu elicopterul fug, nu? Clar. Ia să le dau niște gloanțe la fraiere. Bun. O să bubuie, așa. Dar de unde a știut poliția să vină așa de repede, nu înțeleg. Mersi, LOL 56. GTA 4 și 5 mi-au plăcut cel mai mult. Asta e GTA Ballad of Gay Tony, care face parte cumva din 4, dar are și niște chestii în plus față de 4. Opa, asta e că și el trage. Deci e greu să controlezi elicopterul, că trebuie ambele mâini pe taste și și mouse-ul în același timp. Uai, m-am bușit în el. Deci nu pot să mă apăs pe toate în același timp.
Hai că i-am dat câteva gloanțe. Să nu mă bag în elicea lui, să bubu eu. Hai, hai, lasă-te în jos, în jos, în jos, și, 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 și. Hai că i-am dat multe gloanțe și tu n-a bubu. Pe gloanțe pot să țin apăsat, dar pe, pe mouse mai greu. Hai, mai e vreun? Oh, mai trimit două elicoptere. Upsi, upsi. Dă-i, 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 sus, 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 sus. Și acum, acum. Hați, unul s-a dus și încă unul mai avem. Tap, tap, tap și follow. Haideți cu follow să se audă clopoțelul. Yes. 45, pui, pui, gata, acum. Un moment. Salutare, uite ne jucăm GTA. Mi-am făcut și un puiuț fiert între timp. Am mers să le iau de pe foc. Call of Duty Warzone. Nu știu, nu cred. Nu sunt neapărat fan shootere. Prefer jocurile astea ca GTA-ul în care faci de toate și conduci, și împuști și mai multe chestii. Deci mai ar mai fi GTA, Watch Dogs 2-ul, că 3-ul l-am jucat, Mafia, toate părțile, sau măcar ultimele două, care sunt mai noi, Red Dead Redemption 2-ul. Și vedem ce jocuri mai apar între timp. Și am mai văzut vreun genul ăsta câteva, dar erau cam scumpe, că abia apăruse, peste 2-3 luni se mai ieftine și alea. Pot să le joc. A, nu pe aici. Aici. Acolo să fie? Sau pe la mare, pe terenul de gol? Sau aici? Cred că totuși aici. A, da, fix de unde l-am luat. Uite și mașina mea acolo. O, ce aterizare. Aproape perfect. Am căzut în mijlocul la punctul ăla, dar m-am dus după aia un pic pe lângă, da, e bine. Hey, Lou, you're riding in style. Yeah, man. I learned the ancient art of understatement from you. Here are those rocks. Try to hold on to them this time. Thanks, Douglas. Great to see you. Yeah, sure. Right next to the emergency apple. I'll see you soon, thing. Da, cine a luat elicopterul? Jake Paul, Tommy Fury. Eu vreau să câștige Tommy. Mă enervează Jake Paul. Parcă e prea încrezut așa. Crede că poate să bată boxeri profesioniști. Și el, fiind profesionist, ar trebui să îi dea bătaie și să-l învețe minte.
Calling Yusuf. Hey bro, thanks for letting me the buzzer. Love what you've done with the paintwork. Real subtle. Stealth attack shit. That's what I do, motherfucker! Sneak up on them bitches. Hide in the fucking sand, then pow! I'm a cobra. I'm a cobra in the sky. Flying with my cobra wings. I'm the executive flying cobra. When I stick my tongue in you... Cobra wings, a zis. Cobra are aripi. Nu e stare să rupă gardul ăla. Hai, așa. Ce mai avem? Tony și M. Mori. Votați voi, T sau M, scrieți în comentarii. Jocul l-am luat de pe Neba cu 50 de lei și a inclus GTA 4 cu Nico și celelalte două extensii cu Johnny și cu Luis, asta de acum. Când apare GTA 6, clar că o să-l joc. Puf, abia aștept. Pe niciun joc n-am dat 300 de lei până acum. Am luat de-astea mai ieftine, la 50 de lei. Dar pe ăla dau și 500 de lei când apare. Și să-l joc în primul rând, dar și să fac live-uri cu el, să fiu printre primii care face live-uri cu GTA 6. Să fac și clipuri pe YouTube cu misiunile. Cât mai rapid. Dar oricum o să fie probabil gamer din ăștia foarte mari. Ce e acolo? Golf. Ah, nu vreau să joc. O să fie gamer din ăștia mari care sigur o să primească acces la GTA mai devreme decât apare el în magazine ca să facă content cu el. Da, deci cum ziceam, o să fie gamer care o să aibă acces mai devreme. Dacă mă apare în magazin, eu îl iau oricum. Și îl joc, abia aștept. Ăsta este Ballad of Gay Tony. Stai că nici nu am văzut că am trecut de ăla. Tap, tap, tap. Mai dați tap, tap-ul și un follow, să știți că mai facem live-uri. Mersi, Maria. Aida Maria, hello. Dați follow la ea. E și ea gameriță, dar am văzut, nu postez cu jocuri, nu? Skip. Hai să-i dăm skip. O, ce mașină ai tot aia. Credeam că iată. Bă, dar deja toate misiunile sunt cu elicoptere până acum. Mersi, Aida. Maria sau Aida, care e numele principal? Jocul e pe magazin player. Nu știu ce site e la. Sau te referi la magazinul Play de la Google, că acolo nu e, pe telefon nu este. Am fost gameriță și obișnuiai să postezi. E, lăsați, și eu sunt bătrân și tot mă joc. Pe live și postez și pe YouTube live-urile cu jocuri. Deci nu contează vârsta. Mersi, mersi, dați follow la ea. Îți place Gheorghe Hagi? Da, eu sunt de pe vremea când juca Hagi. Am prins meciuri de-a lui Hagi de la campionatele mondiale.
când România chiar avea echipă de fotbal ca lumea. Și atunci când a ajuns în sferturile de finală din 94, parcă în sferturi a ajuns, nu? E bine, era mic copil, dar am prins. Este GTA 4, dar varianta Ballad of Gay Tony. Trebuie să vin pe deasupra. Follow la Maria Aida și la toți trei din top 3. Vă uitați la top viewers. Maria Aida, Chipi Fanfex e contul meu și Meli Art este a treia. Contul meu cu conținut în engleză este acela cu Chipi. Intru de pe el acum pe live că telefonul meu era la încărcat. A, deci cum ziceam, că în ultima vreme au fost multe misiuni cu elicoptere. Pe unde se intră. Așa. Cam toate misiunile cu elicoptere în ultima vreme. Orașul e același, dar povestea e diferită. Personajele sunt diferite, dar sunt și apar și celelalte personaje. Apare în unele scene și Nico și frate, vărusul lui Nico. Cum îl cheamă? Că îmi scap acum. E vărul lui Nico. Reciproc. Da, uite, puteți să vă dați follow între voi, să creșteți cu toții. Da, desigur, să dați și la mine. Pierduc cu Suedia la Cupa Mondială, da. Jucase foarte bine, dar din păcate n-a ajuns mai departe. Ce zicea? De ce nu și-a găsit lui o femeie bogată? Lua balonul de aur în semifinale. Păi nu trebuia să câștige ca să ia balonul sau? Sau la ce se dă balonul de aur? Că nu știu exact. Stoichkov, știu de Stoichkov de la Bulgari. Ia uite și pe frații ăștia, irlandezi, cu care am făcut misiuni când jucam cu Nico. Follow. Dați voi un follow la mine și la top 3 de pe live. Uitați acolo în dreapta sus la clasament. Opa, stai că a luat-o pe dincolo. Hai, repede, unde e? Sus. Față. Hai că l-am văzut în față. Stai că s-a oprit la barieră. Eu nu pot să mă uit la comentarii deocamdată. Stai că l-am întrecut. Nu, e bine. Pe acolo, dreapta. Stânga, scuze. Go. Stai că la mine e mai greu să iau curbele din viteză, că se și duce. Curbă, nu. Uai, mi-era frică să nu iau clădirea aia.
Tap, tap, tap și follow. N-am mai auzit niciun clopoțel de follow. Haideți, haideți. Ca să știți că mai facem live-uri. Mișto și misiunea asta, îmi place. Unde e ăla că nu-l mai văd? Alt. Ce-te acolo? Bă, fuck, fuck. Nu, nu, nu. Dacă stau un pic aproape de clădire cu elicea, imediat bubuie. O, căcat, hai! Morți. S-a stricat și elicopterul. Se aude sunetul ăla și cred, bă, că merge și mai aiurea. Unde? Unde a luat-o? Dreapta. Uite-l. Hai, nu te mai du mult, că îmi bubuie elicopterul imediat. Sper să oprească aici. Hai, oprește. Te rog, eu oprește. Dar nu e ăla de acum. Era o mașină roșie, nu ea era. Pizda, măti. Tot. Grea misiunea. Bucai a ajuns în semifinale și Stoichkov a luat balonul de aur. Ah, ok. Ai, ce bine că mă dă de acolo, nu mă dă de la început. Hagi better than any player. Cineva a zis că Stoichkov mai bun decât Hagi. Da, e discutabil. Greu de stabilit, așa, exact, care a fost mai bun. Salut, Alexandru. Iar nu ți-a apărut notificare. Ce bine că mă dă de aici, nu de la început, că n-aveam chef să mai fac iar. Hagi a jucat la Real Madrid și Barcelona cu Stoichkov împreună. Da. Deci vă dați seama ce vremuri pentru ăștia tineri. Cum e acum Messi și Ronaldo, au fost de fapt la Barcelona și la Real Madrid, așa aveam pe Hagi. L-aveam pe Hagi, jucător român care a jucat. A jucat și la Real și la Barcelona. Atunci e super tare dacă a jucat la ambele. De unde iese? You lost the suspect. Foot. Jocul pe Neba sau și pe alte site-uri. Sper că mă dă de la început. Nu de la început, scuze. Sper că mă dă de unde a rămas. Tap, 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 tap și follow. Haideți, haideți. Doar 2000 de tap, tap. Ce este? Deci intră în tunel. Deci a zis că iese prin dreapta. Și ieșirea este aici, nu? Unde? Unde e ieșirea din tunel? În față? Deci nu știu unde e ieșirea aia din tunel, că eu nu o văd.
Pe acolo, oare? You lost. Băgam iaș. Știe cineva? Nu mai pot să vorbesc. A, deci tot nu ți-a apărut notificarea, că am intrat de vreo jumătate de oră. Mai încerc o dată și dacă nu o să mă uit pe YouTube pe unde iese, că nu-mi dau seama. Sprint, mai ești pe aici? Știi tu cumva? Jocul este GTA 4, varianta Ballad of Gay Tony. Decât să-l urmăresc. Păi a intrat în tunel. Întrebarea e pe unde iese. Alderney Side. Care este Alderney? Asta să fie insula. Să iasă oare pe insula cealaltă? Pe hartă arată direcția? Unde arată? A, uite, aici. A, ok, da. Corect. Nu, nu știam până acum că pe hartă vezi și tunelul. Uite, pe aici, pe aici. Gata, am găsit. Hai că acum știu pe unde ies. A plecat lumea, gata, la somn deja. Hai că acum trebuie să iasă. Nu, ți-ai spart buza. Nașpa. Dar lasă că pot scrie. Văd tunelul pe hartă, bun. Aici, uite-l, 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 l-am văzut. Hați. Și se bagă fix printre clădirile astea, shit. Aaaa, nu! Ua, la limit. Știți că nu e atât de ușor de condus elicopterul precum pare. Nu, nu, pizda, măi, l-am speriat. Măcar acum știu pe unde iese exact și știu și să nu mă mai las în jos acolo. Tap, 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 tap. Până la 5 minute nu vă opriți din tap-tapuri. Dar să fiți pe modul vertical. Că pe orizontală nu merge. A, ce bine că mă dă de aici. Nici nu mai trebuie să-l urmăresc. Mă dă direct de aici. Perfect. Uite, asta e ceva mișto ce au adăugat la versiunea asta de GTA 4. Se salvează pe checkpoint-uri, exact ca la 5, nu trebuie să mai încep misiunea de la început.
Păi am fost cu Alexe, cu Sarah Jason, cu Natalia și cu Nicolas. Ne-am întâlnit la mall, am făcut TikTok-uri, o să postăm fiecare mai multe TikTok-uri făcute împreună. Și după aia de la mall am venit acasă și am zis să intru un pic și pe live. Da, păi de asta n-am intrat la 9, că am fost pe la mall cu TikTokerii și am stat destul de mult. Unde e satelit? Zic că nu văd. Voi vedeți punctul ăla? A, aici. Gata. Hați. See you soon. Nu e făcut de român, deci nu pot să cred că încă mai intră oameni de pe clipul ăla de acum o lună aproape. Și când am făcut clipuri despre GTA, în care am zis haideți pe live că mă joc GTA, de acolo n-au intrat. Nu prea intră oameni. Dar din clipul ăla cu jocul românești tot intră. Bravo, poliția. Îl mai avem pe M. Doar pe M deocamdată. Pardon. Apa mea pe unde este? 22 de emisiuni am făcut. Câte a zis că sunt în total? Deci 50% fix și 22 de emisiuni. Câte sunt? Șase, a, deci nu mai am mult, doar 4. De asta sunt ele tot mai grele, că deja mă apropii de final. Termin seara asta, mai fac una și după aia le las pe ultimele 3 pentru live-ul următor. Cât am stat acum? 40 de minute. Este follow, dați și voi restul ca să știți când fac ultimele misiuni. Stai că nu mi-am pus pe hartă. Deci dacă mai rămân 3... ar trebui să le pot face, dacă nu sunt foarte grele, să le fac în live-ul următor. O zi de aur. Na, să le iau data viitoare. Acum mai târziu, nu mă mai duc și la ăla. Dar mi-amintești data viitoare și le iau atunci.
don't be such a cock. Oh, I'm sorry. Oh, fuck you, Maury. Butt me? Butt me? You can't butt me, baby B. Name one thing you have ever been able to fuck me at. One thing. Huh? I lift more weights. I fly better choppers. I have better cars. I screw better women. Hell, I screw women. My bling ain't CZ, and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So again, one! Hey, Maury, I gotta side with your brother on this one, man. You're fucking annoying. You know, I work in nightclubs, I hang out with gangsters. I meet assholes 24 hours a day. But you? You take the cake, man. Oh, jeez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. My little bro, who I love more than life itself. And you think that you can interfere with that? I think maybe you're taking the tough love thing a little too far. I mean, I got sent to juvie when I was 17 years old for shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me. It didn't fucking work too well. So maybe try a different fucking approach. You know what? I think you might be right. Come on, baby B. Let's hug it out. Yeah? Let's hug it out. Okay! I love you. I love you. I do. I love you. Just the truth is I'm jealous. I am. I'm jealous. I'm jealous that dating such a wonderful guy as Lou here. It's Luis. Whatever. I'm only kidding. Come on. Jesus, you guys are a couple of pent-up queens, I swear. Come on. Let's go have some fun, huh? You too, B. Come on. Stop sulking. Jesus. Pathetic. I love you, but you are such a pussy. Come on. Ce retardați. Jocul e GTA 4 Ballad of Gay Tony varianta. E, păi sunt oameni care nu l-au jucat și nu știu de ea. Bună, Gabriela. Cam târziu și tu, că am intrat deja de aproape o oră. GTA 4, dar e varianta cu Luis. Se numește Ballad of Gay Tony. Roata aia stă cam strâmb. Episode from Liberty City. Așa îl găsiți în magazine, dar de fapt cel mai probabil îl găsiți împreună cu GTA 4. Dacă luați 4, vi le dă și pe celelalte incluse. Nu cred că se poate lua doar separat, doar Episodes from Liberty City. Stai, stai să verific, ca să nu vă dau informații greșite. Intrăm pe NBasket Episodes. Liberty City. Deci e separat Episodes from Liberty City și 115 lei.
Și dacă cumperi GTA 4 Complete Edition, care le include și pe alea, e 72 de lei. De fapt, uite, sunt și cu 38 de lei cele mai ieftine. Deci, ciudat. Iei GTA 4 plus alea la 38 de lei și doar alea separat la 115. Nu are niciun sens. Nu știu cum au făcut ei ofertele astea, dar... Na, deci voi luați GTA 4 Complete Edition și vi le dă pe toate. Și ieftin. Mâine, dacă intru mâine, ce fac mâine? Posibil să intru mâine. E și separat, dar e mai scump, deci n-are sens. Tocmai am zis GTA 4 Episodes from Liberty City. Use the button to power down. Oh, ce mașină. Dar acum parcă văd că mă pune să fac o cursă de mașini. Mă cam enervează cursele de mașini, dar exact asta și. Hipapal. Bine că nu-i cursă, trebuie doar să mă țin după ei. Cursele din GTA 5 cu Franklin sunt mișto că poți să dai pe caps lock și încetinește timpul. Și poți să iei curbele mai dificile mult mai ușor. Gâtul mă. Ce cu atâta poliție? Probabil sunt mașini furate. De asta vine poliția. Nu mă mai deocamdată la comentarii. Că trebuie să fiu foarte atent aici. Poi mai dați câte un tap-tap, dar pe modul vertical. Un follow, să știți când mai facem live-uri. Mâine seară cel mai probabil și ar trebui să termin jocul ăsta. Mai sunt 3 misiuni. Unde sunt ăștia că i-am pierdut pe acolo? Unde sunteți? Un punct albastru, dar e foarte departe. Nu știu pe unde trebuie. Sunt pe jos ăștia. Shit, cum ajung înapoi la ei? Cum ajung? Nu! Nu știu dacă mai fac de data asta, dar poate data viitoare. Uite, pe acolo puteam să cobor. Îi văd, dar sunt pe partea aia. Nu știu cum pot să traversez. Pe aici, pe aici. Stai, stai, nu plecați, mai încet. Ia uite unde sunt. Pe vapoare. A, uite, poate pot să mor pe acolo. Hai, go, go, go. A, ah, uite pe trambulina asta. Ai, am pierdut. Mâine la școala, începe școala, de asta nu sunt copiii pe live acum. I-au pus părinții să se pregătească, să-și facă ghiozdanul. Hăinuțele. Ok,
putea să mă dea direct de acolo. Ăla a chemat poliția. Ce retardat. Nu! Să faci mâine ghiozdanul? Păi ai timp dimineața? Hai băieți, mai cu viață! Frână, frână! Deci jocul ăsta are misiuni super mișto. Chiar pot să zic că mi-a plăcut mai mult decât ăla cu Nico. Deci tot timpul mă dă așa, mă bușește, fără să fac eu nimic. Handicapații. Deci îmi place mai mult GTA-ul ăsta cu Luis decât cel cu Nico, așa ca și misiuni. Sunt mult mai interesante. Și povestea mai mișto. A fost grea. Fucking intense. Yeah. Oh, did you see little Lou here now? Started shit. Hey, check it out, Brucey. You know, I think Lou here might be even slightly bigger pussy than you. We're done, right? I mean, we're square. Thanks for just my zis voi. So now I don't have to sit here and listen to your tiny man bullshit. Sure, Lou, sure. Dumb as you look. Excuse me? You got an opportunity here. Look at me. Watch my lips move. I can teach you things. Come on! Think apprentice. Think intern. Minion. Yeah. Think squire boy. You following me all around learning to become a business mastermind. No more clubs. No more Tony. Ai pierdut una sau două misiuni. Alexandru nu-i nimic. Dar sper să reușești să-ți activezi notificările. Maybe someone can teach you the most basic human behavior. Brucey, please do this guy a favor. Brucey? Me? Well, you're the guy in the family with some manners. Whoa. You think that I could learn something from little B here? The marshmallow man. More. This pale piece of turd. All right, cut it. Sfaci Iuzanu pe drum, brav. It's nothing but beyond pathetic. I-a dat-o, hai că merita. Who's the pussy now? Noul The Forest, nu știu cum e jocul ăla. Horror sau? Such a pussy. The Forest. Păi nu, nu mi-a, pe neba nu apare a fi. The Forest Gate. Nu știu care e.
The Forest on Steam. E horror. Din ce văd pe aici. Mystery Forest Battling Cannibalistic Mutants. Iar te vânează pești, ce tare. Își face focul, căsuță. Interesant. Până apar monștri. Ia uite. Da, deci jocul horror, din păcate, nu. Da, deci dați acum repede un follow, o să ies în seara asta, dar mai am teoretic 3 misiuni. Și data viitoare ar trebui să le terminăm pe toate. Ballad of Gay Tony Missions. A 26, deci mai am 3. Live-ul viitor îl terminăm. Așa că haideți cu un follow. Jocului Metel, așa îi zice la joc. Metel, am scris bine. Metel Horror Escape. Păi dacă nu l-am jucat, nu pot să-i dau notă. Și nici nu o să joc horror. Nu. Nu stau așa bine cu inima. Aș sări în sus la toate fazele. Da, pare interesant acum, ce să zic, da? Dacă nu l-am jucat, nu pot să-i dau not. Haideți, ultima șansă să dați follow, să știți când facem următorul live cu GTA 4, probabil ultimul, că îl terminăm. O să pun și pe YouTube live-urile de până acum, mai am de uploadat câteva. Am pus doar partea 1 și mai am partea 2, 3 și 4, trebuie să le programez pentru zilele următoare. În caz că nu ați fost pe TikTok, le puteți vedea aici, inclusiv și alea cu Lost and Damned, toate misiunile, GTA 4 cu Nico, toate misiunile și altele. No, dacă nu mai e nimeni să dea follow, vă las atunci. Se vede mișto așa pe orizontală live-ul. Ah, uite, poți să dai tap. Au făcut acum să dai tap-tap pe orizontală, ce bine. Că înainte știu că nu mergea. Video quality, uite, poți să spui video quality 720, 500 sau 300. Super. Mersi Nightmare de follow și restul. Vă salut, noapte bună. Bye, bye.